Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de luni. Începem o nouă săptămână. Cifra 5 este cifra zeiței Venus, a iubirii și a banilor, așa încât de astăzi, vreme de 7 zile, vom lucra aceste subiecte. Vreau să vă avertizez că în această perioadă lucrurile sunt puțin mai intense. Energia feminină se manifestă puțin cam prea reactiv pentru gustul unora. Și acesta este motivul pentru care trebuie să fim atente la felul în care interacționăm cu partenerii noștri pentru a nu crea conflicte în cuplu. Ziua tocmai este sub marcajul balanței, deci moderație, echilibru și înțelepciune. Așa încât trebuie să avem grijă la cum ne exprimăm pentru a nu dea naștere la conflicte. Berbec, astăzi vei fi puțin mai energic decât de obicei, dar se poate ca un berbec să fie puțin mai energic pentru că ai să rulezi pe modulul turbo. Este o zi foarte bună pentru tine să te ocupi de chestiuni care vizează serviciul, documente, acte sau relația cu niște persoane. Nu mă refer aici la povești de iubire, ci chiar relații sociale, discuții sociale, negocieri, poate o asociere sau poate te implici într-un proiect de voluntariat ori negociezi în perspectivă o afacere. Taur, astăzi lucrurile devin tensionate între tine și o femeie. S-ar putea subiectul disputei să fie legat de serviciu sau de bani, despre bani, despre niște bani care s-au dat cu împrumut, care nu mai vin înapoi sau care întârzie să fie primiți. Nu-ți rezolve astăzi problema, doar că ai să te consumi nervos foarte mult, așa încât nu știu dacă merită acest efort. Încearcă să te relaxezi, să iei lucrurile ușor și poate comunicarea va salva situația, cu toate că reține, e vorba de o cuadratură. Cuadratura e un aspect foarte tensionat în astrologie, greu de lucrat cu el, deci va trebui să faci apel la încăpățânarea taurină ca să aplanezi acest conflict. Gemeni, îți este puțin frică de faptul că ai putea să faci vreo gafă în comunicare, mai ales la serviciu sau în relația cu o rudă. Dacă tu trăiești în această frică, te asigur că la final gafa va fi comisă. Deci, mai bine încearcă să vorbești ca și cum ai vorbi ție însuți sau însăți. Ca și cum te autoadresa. Nu-ți imagina că oamenii din jur sunt niște căpcăuni gata să te mănânce și să se răzbune pe tine. Comunicarea, aia de care te temi tu astăzi, îți va face viața mult mai ușoară dacă înveți să exprimi. Desigur, tonul face muzica, nu te duc cu acuze la persoana respectivă, ci exprimă punctul tău de vedere într-o manieră cât mai politicoasă. Și partea bună a zilei este că gemenii primesc o veste frumoasă, bună, motivațională, încurajatoare de la cineva din străinătate. Rac. Astăzi emoțiile sunt foarte volatile în zona racului sau celor care au ascendentul pe rac și mai ales în familie. Poate apărea un conflict pentru că tu vrei una și ai un mod foarte particular și special de a solicita lucrul respectiv și ceilalți membri ai familiei care nu vor, nu au chef, nu înțeleg, nu le pasă ce vrei tu. Așa încât va fi foarte important pentru tine să dai dovadă de foarte multă răbdare și foarte multă precauție și foarte multă diplomație în gestionarea manierei în care comunici și vorbești cu cei din jur pentru a nu declanșa conflicte nedorite. Astăzi însă este, hai să vorbim și de ceva frumos la tine, este o zi foarte bună pentru studiu, pentru a învăța ceva, dar nu-ți imagina că te duci într-o școală și stai acolo și pierzi vremea. Și pur și simplu te uiți pe Google, faci un Google search, te uiți pe internet, intri într-un, te uiți la un documentar, înveți ceva frumos, plăcut, din mers și informația respectivă, nu numai că poți să o dai altora, dar poate să-ți fie de mare folos în viitor. Leu,
Să știi că astăzi este o zi destul de bună pentru semnul tău zodiacal, mai ales că este sub marcajul numărului 5. Leul este guvernatorul casei a 5-a generice în astrologie. Deci 5-ul ăsta ar trebui să-ți poarte mult noroc. Ideea este că lucrurile sunt puțin împărțite astăzi, în sensul că dacă ieși la serviciu, deci pentru că majoritatea lumii e în vacanță, majoritatea persoanelor, dar la serviciu există un cui al lui Pepele, există acolo o problemă, în sensul că un bărbat îți creează probleme. Te sapă, nu e ok, nu joacă cum trebuie, trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent cu această situație, pentru că dacă lucrurile scapă de sub control, nu o să fie bine pentru tine. În schimb, în aceeași zi, astăzi, ești foarte bine susținut de o femeie în tot ceea ce faci. Femeia asta e ca un consilier sau ca un înger păzitor pentru tine. Apoi, autoritățile îți returnează ceva sau ai de câștigat dacă ai să-ți exprimi dorințele sau nemulțumirile. De exemplu, te duci și cumperi un produs care nu este certificat cum trebuie sau nu ești mulțumit de calitatea produsului. În mod normal, oamenii sunt obișnuiți, în România cel puțin, să tacă. Și am să fac o filmare odată de ce tac românii, pentru că e foarte interesant. Chiar astăzi am discutat subiectul cu cineva. Nu să critic, ci e social la explicație, dar nu-i locul aici și spațiu să vorbim de asta. Și dacă tu ai curajul să te duci și să te plângi de produsul respectiv, ori îți primești banii înapoi, ori ți se returnează și banii și ți se dă ceva din partea companiei respective. Deci, fă-ți vocea auzită astăzi ca să ai doar de câștigat din acest comportament. Fecioara, astăzi mi-aș dori foarte mult să ai încredere în cuvintele mele și să le iei ca un mesaj de încurajare. Multe fecioare astăzi, nu toate fecioarele care mă urmăresc sau cei care au ascendentul pe fecioară, s-ar putea să aibă parte de niște surprize mai puțin plăcute legate de finalitatea unor proiecte, de niște solicitări care se ciocnesc, de un refuz, de un răspuns negativ, deci de un refuz, de un blocaj care pare că a închis totul, că cercul s-a închis, gata, s-a pus cruce, totul este limitat, nu mai este nimic. Și eu ce vreau să-ți spun este, sub nicio formă să nu renunți. Să nu renunți la această luptă, chiar dacă ea astăzi pare pierdută. Chiar dacă pare că nu este nicio speranță, chiar dacă pare că nu e nicio ieșire din blocajul respectiv. Tu ridică-te și luptă și încearcă, deci soluția la acest blocaj este să încerci o strategie nouă, să te duci să-ți asumi niște riscuri pe care în mod normal nu ai fi dispus să ți le asumi. Va fi arma ta secretă spontaneitatea astăzi. Deci, ține cont de ce zic, dacă e un blocaj, dacă nu merg lucrurile, dacă s-au oprit undeva, înarmează-te cu curaj, pentru că doar spontaneitatea, doar o manieră și o abordare nouă va soluționa situația. Balanța. Astăzi balanțele sunt susținute foarte mult pe două direcții, comunicarea și serviciul. O femeie te ajută financiar sau îți poartă noroc, este un aspect absolut superb pentru semnul tău zodiacal. Zâmbesc pentru că chiar e un aspect foarte frumos. Între planeta guvernatoare a semnului tău zodiacal, Venus și Jupiter, marele benefic, care, uite, târâși, grăbiși, încet, încet, se apropie de ieșirea din retrogradare. Deci, ziua de astăzi este un punct cheie și să știi că această energie benefică va mai continua și în următoarele zile și te va ajuta foarte mult în carieră, în comunicare, la serviciu și în relația cu femeile, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, balanță. Și s-ar putea să cumperi ceva sau să-ți apară o oportunitate de a achiziționa ceva important.
Scorpion, pentru tine am niște vești mai speciale pentru ziua de astăzi, în sensul că va trebui să lucrezi la înfățișarea ta. Bun, ai o scuză dacă ești în vacanță, că oamenii în vacanță nu se apucă de diete și dacă îți imaginezi că ai să poți să te abții când alții mănâncă, greșește enorm. Dar dacă nu ești în vacanță, vacanța s-a terminat, viața reintră în normal și în rutină, e foarte important să lucrezi la înfățișarea ta în această zi. Poate începi o dietă, poate te duci la sală, poate, nu știu, începi dacă ești unul din norocoșii care să aibă nevoie să se îngrașe, începi un program de a pune niște masă musculară pe tine. Sau lucrează la maniera în care comunici, la îmbrăcăminte, la coafură. Este o zi în care tu cumva te pregătești pentru viitorul apropiat, când vei face ceva foarte important, ori afacere, ori va fi un loc nou de muncă, ori începi un nou drum, o nouă traiectorie, o relație, pleci în căutarea unui partener și ai nevoie să te prezinți cum trebuie în fața lumii și nu că să te prezinți în fața altora, ci să fii tu mulțumit cu tine. Așa încât astăzi te axezi, e bine să te axezi, ar fi de dorit, pe înfățișarea ta și, evident, pe stilul de viață. Săgetător! La fel cum am bucurat la balanță și ar fi bine să ascult și la balanță pentru că aspectul e mutual, mă bucur și la tine. Știu că în ultima perioadă te-am cam criticat, te-am avertizat, nu te-am criticat, m-am legat de săgetător, dar nu e cel mai plăcut moment. După 11 august o să vezi că te echilibrezi de plin. Dar astăzi și în următoarele câteva zile, Jupiter, marele benefic, guvernatorul zodiei tale, care tranzitează semnul tău zodiacal în această perioadă, chiar dacă e retrogradare după 11 august, va intra în mers direct și te va susține foarte mult. Uite că face astăzi un aspect superb, repet, va mai ține câteva zile acest aspect, cu Venus, micul benefic, planeta iubirii și a banilor. Și semnul tău zodiacal, săgetătorul, se bucură astfel de foarte multă susținere pe comunicare și, în cazul tău, în relația cu autoritățile sau într-o chestiune delicată ce privește un bărbat. Poate fi în autoritate, într-o poziție de autoritate, poate fi o persoană mai în vârstă, o persoană pe care o respecti foarte mult, dar relația cu acest bărbat se îmbunătățește considerabil spre beneficiul tău. Deci este o zi foarte, foarte bună pentru săgetători să facă lucruri frumoase și importante și dacă ai de plecat într-o călătorie, nu avea nicio ezitare, dacă ai de zburat cu avionul, mers cu trenul, cu mașina, va fi bine, te vei simți foarte bine, ești sub protecția celor doi benefici ai zodiacului, Venus și Jupiter. Hai că merit eu și eu un like, nu sau un comentariu, ce am zis de bine, deschidem sticla de șampanie, nu că în sfârșit s-a spart ghinionul pentru tine. Capricorn, poate că o discuție pe care ai auzit-o în ultima perioadă între niște cunoștințe sau o informație care ți-a căzut pe sub ochi sau o informație cu care ai intrat în contact în ultima perioadă ți-a deschis apetitul pentru a încerca ceva nou în viața ta. Să te focusezi pe un nou subiect, pe o nouă temă, pe un nou proiect. Și asta este foarte bine, iar astăzi este o zi foarte bună în care poți evalua cam ce ai nevoie și să pui în practică lucrurile de care ai, pe care ți dorești să le împlinești. Dar îți recomand, înainte de a trece la acțiune, mai evaluează încă o dată toți pașii și toată strategia și să aduni elementele de care ai nevoie. Poate e vorba de relații umane, poate este vorba de obiecte, poate e vorba de ceva, locație, spațiu, mobilă, tu știi mai bine. Dar fă-ți o sumă de idei și verifică dacă ai bifat toate lucrurile de care ai nevoie, astfel încât atunci când treci la treabă, să nu mai existe întârzieri, să nu mai existe stai că trebuie să mă duc să cumpăr asta sau trebuie să vorbesc cu cutăriță să mă ajute. Nu, totul să-l ai pregătit. Să ai pregătit, nu să-l ai. Da? Vedeți, mă corectez și eu, dacă vedeți că mai fac o greșeală, corectați. Vărsător. Uite că astăzi ceva îți schimbă viața. Ori o știre, ori o întâlnire,
ori o voce interioară care o să te ajute să conștientizezi lucrurile de care ai nevoie mai mult. Este un moment în care tu poți să te centrezi foarte mult pe noile începuturi. Nu-ți fie frică să încerci. Nu-ți fie frică să te duci în această direcție, pentru că Universul, planeta, stelele, tu știi cum vrei să le numești, sunt de partea ta și te susțin foarte mult în ceea ce ai de făcut. Pești. Astăzi peștii intră în contact cu o nouă cultură, cu o nouă informație, cu un nou stil de viață și vom vedea foarte mulți pești care, pornind de astăzi, își schimbă viața. Apare cineva în viața ta astăzi care îți arată o nouă dimensiune. Îți arată că lumea nu e numai ce vezi tu pe fereastră, ci poate să fie mult mai mult decât crezi. Este un moment în care tu interacționând cu foarte multe persoane, ar fi de dorit să dai dovadă de tact, de înțelepciune, de prudență, de diplomație și încearcă să fii onest în felul în care comunici cu oamenii, pentru că ei chiar vor aprecia această stare, această atitudine. Și acestea au fost previziunile pentru această zi. Vă mulțumesc că mi-urmăriți activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe și până la o nouă revedere, să aveți parte de o zi superbă!